Până la sfârșitul anului viitor, 8 familii nevoiașe din Ploiești care trăiesc în condiții improprii se vor muta în case noi și asta datorită asociației Habitat for Humanity, care împreună cu voluntari internaționali și corporatiști români vor construi două quadruplexuri pe strada Tinosu din Ploiești. Habitat for Humanity România continuă ajutorul oferit familiilor defavorizate din Ploiești de a avea o locuință decentă, simplă și accesibilă. Prin proiectul Construim împreună pentru comunitate, asociația va amenaja cu sprijinul voluntarilor 8 locuințe pe strada Tinosu din Ploiești. De mai bine de o lună, voluntari de la diferite companii au pus umărul la treabă și au reușit până în prezent să realizeze fundația primului quadruplex. Lucrăm în acest moment, pregătim fundația, ne pregătim să turnăm fundația, după aceea, săptămâna următoare, vom începe ridicarea pereților pe cărămidă. Acest quadruplex va fi ridicat pe structură de cărămidă, primul etaj, iar parterul, iar primul etaj pe structură de lemn. Astăzi, pe șantier, munceau de zor 17 voluntari corporatiști români și străini. Haide, măi, Florian, în loc să vezi că-l fac treaba. Very happy to be here in Ploiești with Habitat for Humanity. This is an event that Discovery every year takes one day to work on a project that will really make an impact, not only here in Romania but across the globe. And for us it was very important to pick something that will have a great impact here in Romania, and we think that Habitat for Humanity is a great cause. It's the first time that I've been here. Very beautiful, very hot day today. Not like in England? No, in England it's about 20 degrees colder, so it's very hard work in the heat. But trebuie să recunosc că am încercat pe cât posibil să creăm o înălțime de cărămizi. Ne-a ieșit până acum jumătate. Am cărat și câteva roabe de pământ în fundația casei. Sperăm să fim de ajutor. Este o muncă grea. Trebuie să recunoaștem că da, dar consider că făcând pentru niște oameni nevoiași e din ce în ce mai bine și ne motivează. Mai greu decât la birou? Fiind muncă fizică, da, într-adevăr, da. Potrivit șefului de șantier, lucrările sunt în grafic. Suntem în termen normal, am lucrat până acum la elevație, am terminat elevația, urmează acum facem umplutura pentru pregătirea planșeului. Mai avem de compactat pământul, după care urmează să punem polistirienul, folia și plasa de Buzău și să sperăm că o terminăm săptămâna aceasta. În această perioadă, reprezentanții asociației caută familii care să beneficieze de aceste locuințe. Așteptăm familiile în nevoie din Ploiești să aplice până la sfârșitul acestei luni. Ei trebuie, familiile care au nevoie de o locuință, trebuie să facă dovada că nu mai au o altă locuință pe numele lor, să fie în nevoie de locuință. Un alt criteriu este ca familiile să ne ajute să ridicăm casele. Ele trebuie să facă un număr de ore de voluntariat împreună cu prietenii, cu familia, le așteptăm aici pe șantier. Iar ultimul criteriu este un venit pe care fiecare familie trebuie să îl aibă și care să se încadreze între 1500 și 2500 de lei. În acea zonă a Ploieștiului, voluntarii au mai construit în anii trecuți locuințe pentru 12 familii defavorizate.